Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. În minutele următoare vă propun să descoperim în ce constă comportamentul unui consumator educat. În primul rând, consumatorul educat are un comportament potrivit. El merge și cumpără produsele din locuri special amenajate, verificând informațiile cu atenție. Astfel, motivează alegerea rațională. Completați enunțul de mai jos, alegând răspunsul corect. În relație cu un client, vânzătorul trebuie să fie amabil, oferind informații complete. De asemenea, vă propun să completați enunțul de mai jos, alegând de asemenea răspunsul corect. Când vrea să achiziționeze o cutie cu bomboane, cumpărătorul trebuie să citească cu atenție informațiile de pe etichetă. Mihai vrea să achiziționeze o bicicletă și nu știe care sunt pașii de urmat. Vă propun să-l ajutăm să ordoneze o parte dintre pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru a cumpăra produsul dorit. Iată pașii într-o ordine aleatorie. Cu ce va începe și cum va termina? Aveți pe ecran 4 pași. Așezați-i în ordinea potrivită. Și iată ordinea potrivită. Mai întâi se informează cu privire la legătura dintre nevoile sale și funcționalitatea bicicletei, apoi citește cu atenție caracteristicile acesteia oferite de producător, apoi verifică cu atenție bicicletele din magazine sau online și în fine achiziționează bicicleta. Vă spun la revedere și mult succes!